Polițiștii de frontieră au reușit să deconspire o schemă ilegală prin care urmau să fie transportate peste frontiera de stat aproape 20.000 de pachete cu țigări. Vizați pe această cauză penală sunt 6 moldoveni, toți originari din raionul Ungheni. Astfel, în compartimentul marfar al unui autovehicul se aflau 17 colete voluminoase cu produse de tutungerie, a căror valoare a fost estimată la peste 500.000 de lei. Cei 6 bărbați și-au recunoscut vina, acum riscă să stea în spatele gratilor, deși sunt cercetați în stare de libertate.